pe care poate am respectat foarte mult. Să vedem acum ce reglaje karmice avem, Maria, pentru balanțe. Pentru balanțe, balanțele au avut mari probleme, tot vorbim tot de un ciclu de 7-8 ani. Au avut mulți dintre ei probleme cu autoritățile statului. A venit timpul să se regleze lucrurile acestea. Deci pentru cei care să zicem, n-au respectat legile, legea în general, pentru cei care au făcut lucruri ilicite, pentru cei care au greșit de-a lungul celor 7-8 ani, acum a venit timpul să plătească. Iar cei care au fost condamnați pe nedrept, care au fost acuzați tot pe nedrept, iarăși a venit timpul să regleze lucrul acesta, ca și fecioarele și ei pot să-și recupereze imaginea, dacă a fost șifonată sau întinată, pe de o parte. Pe de altă parte, în planul sănătății, și ei au probleme cu sistemul nervos, pancreasul, sistemul endocrin și glandele suprarenale la balanță. Da. Este o perioadă, într-adevăr, în care aceștia pot declanșa acțiuni care le sunt favorabile, dar doar dacă înțeleg corect mesajele. Este o perioadă de mare încărcătură karmică pentru ei, toată această zodie a Capricornului, care este o zodie karmică pentru nativii balanță, vine cu mai mult solicitarea mai mult pe zona muncii, de asemenea trebuie să-și pună un pic la punct viața. Tot am spus că balanțele acum construiesc, momentul de relaș pentru ele va veni peste câțiva ani. Balanțele sunt o zodie care muncește mult, care este solicitată, care poate avea situații de dezacord pe care singură trebuie să le regleze, poate fi pusă și în fața unor situații inedite. Deci este o perioadă în care cu siguranță nu se plictisesc, ar trebui să respecte foarte mult toate acele ipostaze care sunt corecte, care li se potrivesc cu adevărat. Există și un oarecare mister, în sensul că nu tot ceea ce vine către aceștia este foarte explicit. Deci nativii balanță trebuie să fie foarte atenți și la acele situații care sunt puțin mai complicate, care nu își arată adevărata dimensiune din primul moment. Pot începe și ei acest fenomen de lună nouă în Capricorn, îi ajută în zona aceasta a unui nou început, pot începe ceva cu adevărat inedit, pot fi chiar inițiatorii unor proiecte atipice și pot fi foarte bine priviți din acest punct de vedere, deci le recomandăm să vină cu idei, chiar și în zona financiară poate exista un nou început. Vor putea revedea anumite elemente karmice, pentru că iarăși vorbim despre karmic. Îi ajută foarte mult și aceste conjuncții, Venus, Soare, Pluton, Saturn, să aibă anumite implicări în situații cu adevărat încărcate karmic. Au șansa de a pune la punct contracte care poate au fost pe o listă de așteptare, pentru că știm că Capricornul presupune și amânările, așteptarea, lucruri care se întâmplă doar când le vine momentul. Poate, de exemplu, un nativ balanță a așteptat 4 ani să-și găsească o locuință și acum o găsește, dar trebuie să muncească foarte mult să o pună la punct. Sau un nativ balanță a așteptat, poate așteaptă de 5 ani să-și găsească locul de muncă potrivit. L-a găsit, dar acum trebuie să devină foarte bun în domeniul respectiv și așa mai departe. Deci, vor avea șansă în toate acțiunile lor, cu mențiune însă că vor munci extraordinar de mult. Este, dacă vreți, una dintre zodiile cu cel mai mare tracas din punct de vedere al muncii și al implicării la locul de muncă. Trebuie să trezească în continuare dimensiunea spirituală, pentru că pentru ei acum sunt anumite lucruri care vin în forță. Avem acest Uranus în semn opus, quadrat cu toată zodia Capricornului, care îi obligă să se ducă către o zonă spirituală fără doar și poate, o zonă spirituală care vine în totală contradicție cu viața lor de zi cu zi. Adică au și multe responsabilități concrete, nu știu, să muncească, să se ocupe de lucruri pragmatice, dar în paralel au de înțeles foarte multe lucruri din punct de vedere spiritual, s-ar putea să-și schimbe punctul de vedere în multe domenii, sunt destul de dependenți de o realitate care de multe ori îi contrazice pur și simplu, adică credeau în ceva și a doua zi se demonstrează că nu era chiar așa. Deci, iată, sunt foarte multe lucruri care se, nu neapărat că sunt haotice, dar se contrazic în viața nativilor balanță. Adică nu este totul foarte lin. Spre exemplu, la Taur, la Capricorni, putem vorbi
de o oarecare liniște, să spunem, de o oarecare lipsă a haosului. În schimb, sau chiar pentru pești, în schimb pentru aceștia, pentru balanțe, lucrurile nu sunt chiar atât de ordonate, de organizate, pentru că tot ceea ce ține de Capricorn îi solicită foarte mult. Este o zodie care îi obligă să-și găsească, de fapt, liniștea numai în lucruri care sunt strict pentru sufletul lor. În rest, toată viața trebuie modificată, muncit, lucrat și așa mai departe. Nu se odihnesc absolut deloc. Într-adevăr, au foarte mult entuziasm. Pot face investiții extraordinar de bune, pentru că acest Marte Jupiter în casa a doua și în semnul Scorpionului îi ajută să fie foarte prolifici din punct de vedere financiar. Deci, un dat nativ balanță care chiar se îmbogățesc sau, în orice caz, obțin venituri suplimentare într-un mod evident. Dar multă muncă. Deci este una dintre zodiile cu cel mai mare consum din punct de vedere al muncii și pe această zonă karmică ei sunt solicitați pe maturizare. Trebuie să se maturizeze, nu mai au acea armonie cu care sunt ei obișnuiți, deci identifică. Să convingă, identifică și identifică nevoile materiale și lucrează foarte mult în zona respectivă. De asemenea, sunt puși și la o muncă în folosul altora. O maturizare obligatorie și în plan relațional, au foarte multe datorii karmice și față de părinți sau față de bunici, față de zona aceasta de familie, pentru că avem o casă a patra destul de aglomerată pentru ei și de asemenea nu trebuie să ignore absolut deloc nici anumite lucruri care nu țin direct de destinul lor, țin de destinul altora de care ei tot așa sunt poate legați karmic. Să mergem mai departe să vedem pentru Scorpioni, Maria, care